Hai, salut băieți și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră zilnică de Sam, băieții, tot pe serverul RPG Behood. De data asta o să vorbim un pic despre Keylogger, pentru că am luat Keylogger. Nu este clickbait titlul, v-am scris și în titlu, vedeți acolo, pentru că nu este clickbait. Și nu vreau să mă trezesc cu comentarii că iar încep cu clickbait-ul și pula aia. O să vă arăt imediat și vouă care a fost faza, nu știu exact cum am luat Keylogger, însă... Vreau doar să vă spun să aveți grijă de conturile voastre, băieți, să nu mai descărcați orice prostie care o găsiți pe internet. Nu știu eu ce am putut să descarc. Probabil de vreau la vreun modpack de mafii, mă gândesc, pentru că modpack-urile astea... Stai așa, dau și o duty, chestii 104. Mă gândesc că de la un modpack de la Alberto sau Lupus sau Lolex, ce modpack-uri de-astea am mai luat eu, nu aveam cum să iau Keylogger, ci doar de la modpack-uri de mafii, și cred că de la unul de mafii am luat cel mai probabil, altceva n-am mai descărcat. Și stăteam frumos într-o seară pe Samp, mă plimbam și primesc e-mail-uri pe telefon. Alertă securitate, alertă securitate, Google. Prima dată n-am băgat de seamă. Și mă uită frumos, după 20 de minute, parola ta a fost schimbată, zic, n-a să-mi bat pula coaie, ce am făcut, că am pierdut contul de YouTube și contul de Samp. Am intrat repede frumos pe telefon, mi-am schimbat cartele, mi-am schimbat telefon, mi-am schimbat e-mail, tot. Și văd că n-am mai putut să facă nimic. De fapt, omul a încercat, că încă primeam după ce am schimbat parola, la vreo 5 minute ar primeam vreo 20 de mesaje, așa în șir. Stați așa. Să mergem și după. Primeam în șir mesaje. Cineva încearcă să se conecteze pe contul tău, dacă ești tu acea persoană, apasă pe da, nu mai știu ce pula aia. Mă dați seama că am închis telefonul, m-am dorit de la bască și am scăpat, pentru că am descărcat, cred că am scăpat, nu știu, am descărcat Malwarebit, sau cum morții lui zice la programul ăla, și Dream mi-a spus de el, a zis că dacă le scarc, mi se șterge Keylogger-ul sau nu știu ce dracu. Am descărcat, nu știu dacă am scăpat, însă de atunci n-am mai avut probleme. Și... da, băi, așa era să-mi pierd și contul de Samp, și contul de YouTube, și PayPal, și tot. Am reușit însă să scap de ele și totul ok. Băi, și hai să vorbim un pic, pentru că în titlu mai vedeți acolo că am spart un cont de Samp. Hai să vorbim și despre chestia asta, pentru că în ultimul timp am ajuns la tot serverul chestia asta, că am spart un cont de Samp, ca și cum aș fi spart, că n-am spart nimic. Nu știu dracu cum arată, nici cum pula aia cu aia, nu știu să fac nimic, ești prost, nu știu niciun cod cum arată. Și îmi zice ăla că eu am spart conturi de Samp. A venit într-o zi, eram live, vine într-o zi un băiat la mine, mă spamează pe SMS, vin la aeroport, lv. Zic, gata cu aia, ho, nu mai spama că vin acum, am dus pe aeroport, lv, mi-a dat șamal și 70 de caca. Le-am acceptat, vă dați seama, și după a dat Q. Zic, ce pula s-a întâmplat? Ia mă că ăsta face de mă futus civilul. Unde ești, băi, civile, cât ți-o dau? Ce ținta mea? Aolo, n-am mouse fix. Să știi, mi-a dat civilul. Felix, fenomen, ăsta mai e și mafiot? Ia, ai de 6-3. Mamă, rank 6 în grob ăsta, să ce mă rupe. A, nu mă rupe, că... nu mă știi aici. Ia uite-i, băiții. Altul ce ai de are? MDC 239. Altul n-are wanted. Asta așa, să-i prins printr-o fază că nu se uită la mine. Că nu se uită. Acum? Edu! Aoleu! Coie, mă bat ăștia. Hai că m-a bătut așa. Și ai și tu, SU239. Omorare polițist, așa. Și, bă, vine băiatul ăla la mine, băi, mi-a dat șamal și 70 de caca. Și la vreo 2-3 ore după ce închid live-ul, m-am dus pe afară, am venit acasă, văd pe Discord, ești țepar de la vreo 10 persoane, țepare de te morzi tăi, că ești cel mai jegos om, youtuber, pula aia. Zic, ce pula aia s-a întâmplat? Intru pe Samp, îmi dă mesaje, Alexandru. Ai ban, ai pi? Mi-e spart contul, mi-e furat mașina, mi-e furat averea, șamalul. Băi, ce pula aia e, mă?
Zic, taci că mi-ai furat, că o să vadă piu, că îți fac reclamații, postul, nu știu ce. Mi-a făcut post până la urmă. Vă dați seama că nu o să iau nimic pentru că n-am spart niciun cont. Nu știu care a fost fraza, probabil mă confundă cu Honener sau nu știu. Am făcut clipul ăsta nu ca să bag joc de jucătorul ăla, dar să... Probabil mă confundă cu Honener, v-am zis că mai este un jucător Honener. Și... De asta crede că eu am să facă post să verifice IP-urile. Vezi, acum era omul meu fericit că mi-a făcut post IP, post, eu ban IP, nu știu ce. Așteptăm acum dovada, răspunsul la admin. Eu sunt sigur, adică eu știu, eu n-am făcut nimic, pula aia. Mi-am și lăsat acolo la urmă așa ca o aroganță, să zic. I-am lăsat eu câteva rânduri, pula aia. Și zic, în concluzie, n-am greșit cu nimic, mă declar nevinovat. Și că ce pula aia să vercoaie, o să ai ban, te crezi maker în comentarii. Hai, că am făcut și nuante, băieții, nu prea am chefiu de raport pentru că am raportul complet. Hai să dăm și un mai raport. Aici am 173 și 2 ore jucate pentru că a fost restat azi noapte raportul. Și la helper și la FBI. Mâine iau, nu mai e sâmbătă, duminică, nu știu ce am zis mâine. Am vrut să zic săptămâna viitoare. De iau sâmbătă sau duminică rank up. Bună, faceți poze. Hai să facem poză. Stop. Moș Crăciun, gata. Mi-am pierdut și ideea cu pozele lor, bă, gamiaș. În fine, hai să vă mai arăt și vă ce am mai făcut pe aici prin stat. Tocar. Mașinile, după cum am zis. Tocar cu aia, domn MTB. În ultimul clip, băieții, mi-am vândut toate mașinile. În ultimul, acum câteva clipuri, am zis că o să-mi văd toate mașinile să-mi cumpăr un biz. Mi-am vândut toate mașinile, am mai vândut și Molotov din ce aveam, mi-a dat și eu niște bani și avem 21 de miliarde. Și acum vrem să ne cumpărăm un biz, nu știm exact ce biz. Eu am gândit la farm, burger de la farm și job-ul. Numai că... Cătă-l pe ăla. Văd că mercenarul nu intră, să văd cât vrea pe biz. Job-ul farmer cere prea mult pe el, nu știu, dacă ne încadrăm în 21 de miliarde e bine. Dacă nu, nu știu cum o să mai facem rost de câțiva bani. Stop. Coaie ce? Stai așa să vă știu, mi-am schimbat numele, am văzut, GG, filmezi. Și pot da invite în clan dacă au level 30, da, sau facțiune. Eu cu aia mi-a furat, futute, ai de pula mea, cu aia m-a furat. În fine, modpack cu ăsta aveți modpack-ul meu, îl aveți pe canal dacă vreți să jucați cu el, modpack. Like PC by Hunter sau Remastered, nu mai știu exact cum am pus titlul. E un mod pe Hive care vă consumă destul de multe FPS-uri, dacă nu aveți un calculator bun, nu recomand să jucați cu el. Și cam atât băieții cu acest videoclip. Sper că v-am lămurit care a fost treaba cu contul spart, să nu mai aud, să nu mai primez mesaje, sper să nu mai primez, Doamne, mesaje, că de ce ai spart contul, că de ce ești bulangiu, că de ce ai făcut aia. Și așa că de sfârșit de clip, băieții, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de la ultimele clipuri și live-uri. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să aprindeți clopoțelul și dacă vreți episoade cu Sam, să apăsați și voi pe butonul de like pentru că asta mă motivează. Deci, să înțelegeți și voi, nu primesc niciun ban, nu fac niciun, nu mă ajută cu nimic, like-urile doar mă motivează pe mine să postez în continuare. Cam atât și cu acest videoclip, eu am fost Hunter, ne vedem data viitoare, re!